prețul este foarte jos pentru că se importă cantități foarte multe din Egipt și din Grecia, la un preț de, pot să spun și prețul 80 de bani. Și pe noi nu ne ajută statul cu absolut nimic. Din Dumneavoastră cu cât vindeți cartofi? Deci dacă l-aș vinde, să-l vând la noi în comună, la Angrosi sau la Samsar care vin, undeva la 70-80 de bani. Dar deocamdată îl băgăm în depozit, să Dar știți. acum ce recoltez, îl depozitez în depozit pentru că sper în 3-4 zile să-și mai revină să mai urce un pic prețul. Pentru că costurile sunt foarte mari, exagerat de mari. Chiar dacă s-a ieftinit benzina și motorina, zilierii s-au dublat, prețul s-a dublat la zilieri și nu știu, mergem din ce în ce mai prost. Toate astea, noi, ca și cumpărători, să știți că achiziționăm produsul dumneavoastră destul de scump din piețe. Vă spun din proprie experiență că am fost săptămâna asta și am cumpărat cartofi undeva la 4 lei kilogramul din piață. Deci dacă de la noi, ca producător, pleacă la 80 de bani, nu știu unde, la cine intră în buzunar diferența de bani. Și cred că știu cei de la nivel înalt unde intră bani, în ce buzunar intră. La noi, v-am spus, la noi suntem jos. Anul acesta vorbeam cu la fel un producător și ce mă, să avem bani să cumpărăm sârma, să legăm saci, să ne rămână ceva profit. Am cumpărat cu 2 lei, 2 lei 20 kilogramul de sămânță și să-l vindem la 80 de bani, vă faceți. Deci nu ne scoatem, suntem la limită. Ce am avut bani de anul trecut, ce am făcut un pic de profit să reinvestim. Sprijinul ăsta cuplat pentru cartoful de sămânță. Nu există decât pentru cartoful de sămânță, dar noi, zona noastră nu este recunoscută ca producător de sămânță, numai zona Covasna, Harghita, Brașovul. Noi nu suntem recunoscuți și nu se acordă sprijin cuplat pentru cartoful care îl producem noi, cartoful extra timpuriu.